Electorala 2019, dezbateri publice. Stimați telespectatori și radioascultători, vă spun bun găsit la emisiunea Electorala 2019. Este cea de-a doua emisiune de dezbateri electorale 2019 și de data aceasta avem în studio invitat pe domnul Grigore Kobzac de la blocul electoral Platforma Da și Pas. Domnul Grigore, acum. Acum, bloc electoral acum, Platforma Da și Pas. Da, corect am spus, da? Da, corect. Bună ziua, bine ați venit. Și este invitat și Petru Corduneanu de la Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, circumscripție electorală numărul 38 Hâncești. Dumnealui deocamdată nu este, dar dacă va veni, se poate alătura și continua timpul rămas să-l folosească. Vreau să vă spun, stimați telespectatori și radioascultători, că emisiunea este concomitent la televiziune, Media TV Cimișlia, în raza de circa 35 de kilometri în etier și la IPTV Mold Telecom, poziția 96 și Starnet, poziția 27. Deci ne puteți privi din orice colț a Republicii Moldova. Și la radio, concomitent, frecvența 104.4 FM, raza de 50 de kilometri etier. Stimați telespectatori, pentru început aș vrea să vă aduc la cunoștință regulile de dezbatere electorale și pentru domnul Kobzac și pentru dumneavoastră. Deci se preconizează să avem 5 runde, în mediu câte 3 minute o rundă, astfel ca per total în această emisiune concurentul electoral să consume 15 minute. Vom desfășura aceste runde, evident că puțin vom modifica, întrebări reciproce nu vor fi, vor fi întrebările mai mult trase la sorți. Tema emisiunii de astăzi este platforma electorală, aspectul social. Și acestea fiind spuse, parcă toate sunt așezate la locul lor. Dacă sunt întrebări, ceva e clar, da, domnul Kobzac? Da, este totul clar. Vreau doar să vă mulțumesc pentru inițierea acestor dezbateri electorale, deoarece noi atestăm un fenomen că la televiziunile din Chișinău, acolo sunt invitați preponderent candidații din Chișinău, ori eu consider că aceasta este o discriminare a alegătorilor din provincie, să-i spunem așa, de unde suntem noi. Vă mulțumesc că... Da, și desigur că ne pare rău că nu sunt oponenții, deoarece dezbateri electorale trebuie să fie dezbateri electorale. Da. Să sperăm că vor fi în celelalte runde, fiindcă vom avea încă o rundă cu circumscripția nominală numărul 38 Hâncești. Vom mai avea pe săptămâna viitoare și poate atunci nu vor fi, eu știu, cu motive în spital sau poate, eu știu, din alte motive. Și acum, stimați telespectatori, dacă totul este clar, aș vrea să începem această dezbatere și pentru început spuneam că prima rundă este o întrebare de la moderator și anume numiți trei aspecte mai principale sau trei, să spunem așa, puncte, teze din platforma electorală a dumneavoastră în aspect social. Pe ce puneți accent, domnule Kobzac, și partidul sau bloc electoral acum, platforma Da și Pas, vă rog. Da, eu cred că le voi menționa nu doar pe cele cu aspect social, toate au impact social, obiectivele care și le-a stabilit pentru guvernare blocul electoral acum, platforma Da și Pas. Noi avem 5 obiective, așa cum ar fi, toate sunt interdependente, așa cum ar fi reformarea justiției. Noi atestăm o situație când noi avem o justiție care nu se conduce de lege, care nu, cetățeanul nu poate să-și obțină adevărul, care este folosită ca și bâtă politică de politicieni, care este subordonată politicului, este absolut nenormal și având o justiție care nu acționează în baza legii, desigur că noi nu putem realiza nimic altceva. Un alt obiectiv al nostru este desigur că majorarea veniturilor cetățenilor. Ori, noi vorbim că
În mandatul nostru, cetățeanul trebuie să simtă creșterea veniturilor și îmbunătățirea condițiilor de trai pe toată durata mandatului, începând cu primul an de guvernare. Ceea ce se petrece acum, când în prag de alegeri, practic, guvernarea ne copleșește cu foarte multe cadouri, majorări și așa mai departe, apropo, neasigurate financiar, aceasta este ceva nenormal și firesc, noi ne dăm întrebarea dacă care este durabilitatea acestor, haideți să le spunem până ce promisiuni, dar nu realizări. Noi vorbim despre o educație de calitate, noi vorbim despre sănătate de calitate, noi vorbim despre infrastructură și desigur că noi vorbim că Republica Moldova trebuie să revină la realizarea, la implementarea acordului de asociere și să restabilim relațiile cu partenerii noștri europeni și desigur și occidentali. Desigur că avem obiective concrete în acest sens la sfârșitul anului, mandatului nostru de la guvernare, la sfârșitul mandatului de 4 ani de zile, noi trebuie să convenim cu partenerii europeni să constatăm implementarea acordului de asociere. Deci s-au consumat 2 minute și 30 la prima rundă. Candidatul Grigore Kozak, blocul electoral, acum platforma Da și PAS. Deci procedim la cea de-a doua rundă. Este vorba de întrebările trase la sorți. Le avem așa într-un, să spunem așa, într-un plic sau ca la examen, domnul Kozak, dacă n-ați uitat. Nu, n-am uitat, am trecut pe toate acestea, doar că a fost de mult, cândva. Este o întrebare ce ține de problema locuințelor. Da. Problema locuințelor. Da. Deci, s-ar vedere locuințe sociale sau în genere? Bine. Da. Noi avem și o experiență în acest sens. Noi suntem în situația când constatăm că noi nu avem suficienți specialiști în zona rurală, inclusiv și în circumscripția 38 de unde eu candidez. Noi, chiar fiind în exercițiul mandatului de președinte de raion, noi problema aceasta am identificat-o către sfârșitul mandatului în 2014, în raionul Hâncești nu se ajungeau 38 de medici de familie. Aveam locuri vacante și în domeniul educației și în organele de drept. La acel moment noi ne-am stabilit ca și obiectiv ca să creăm condiții atractive pentru a atrage specialiștii la sat și pentru a-i menține pe cei care avem. Astfel noi la acel moment am investit într-un proiect în 56 de apartamente sociale, în 15 primării și iată, acela a fost un început. Considerăm că în primul rând, dacă noi vorbim despre problema locuințelor, noi trebuie să vorbim de locuințe pentru specialiști care noi trebuie să-i atragem în zona rurală. Deficitul de specialiști, desigur că nu ne dă nouă dreptul să vorbim despre servicii de educație calitative, despre servicii în sănătate calitative, dar și în aceleași organe de drept. Ce ține de locuințe pentru tinere familii, noi credem că cel mai bună ieșire din situație este ca pentru acești cetățeni să fie create locuri de muncă bine plătite, ca ei să aibă posibilitatea să acceseze diferite proiecte, inclusiv aceeași ipotecă, pentru ca să-și poate asigura familia cu,
locuințe. Este valabil și pentru cetățenii de toate vârstele. Da, s-a epuizat și această rundă cu întrebare. Acum, în aceeași ordine de idei, să mai încercăm. Așa. Sună în felul următor. Infrastructura socială, drumuri, apeducte, canalizare, conducte de gaze și altele. Stimați alegători, suntem la jumătate de campanie electorală. Noi atestăm un fapt că foarte mulți din candidați vorbesc despre apă, canalizare, despre diferite promisiuni de reparații și așa mai departe și așa mai departe. Credem că nu este chiar corect acest lucru. Noi tot, blocul electoral acum, noi tot vorbim despre aceste lucruri, dar că noi vorbim că noi nu trebuie să intervenim în competențele administrațiilor publice locale, nivelul 1, fie nivelul 1, fie nivelul 2, și ei trebuie să fie cei care decidă cum să se dezvolte o localitate într-un fel sau altul. Noi, parlamentarii, prin cadrul legal adoptat, prin politicile care le promovăm, trebuie să creăm oportunități pentru administrațiile publice locale, inclusiv creșterea veniturilor. În acest sens, eu optez pentru redistribuirea acelor impozite care se colectează astăzi în favoarea bugetelor locale. În favoarea bugetelor locale, anume pentru a asigura creșterea veniturilor administrațiilor publice locale. Cu siguranță că acest punct de vedere eu îl voi promova inclusiv și în interiorul fracțiunii, inclusiv și în Parlament. Aceasta nu exclude însă că prin politicile promovate, noi nu putem să inițiem proiecte naționale. Consider absolut necesar și imperios, la nivel național, de promovat un proiect ce ține de apă și canalizare, stabilind foarte clar criteriile de accesare de finanțări, apropo, finanțări rambursabile și nerambursabile. Ori, serviciile de apă și canalizare trebuie să fie bazate doar pe principii economice. Ceea ce avem noi astăzi este un fenomen absolut dominat politic și în dependență de aceasta se alocă și surse pentru acest domeniu. Da, vă mulțumim. Deci este vorba de 2 minute și 30. Să continuăm în același aspect, dacă nu sunt întrebări reciproce de la alți candidați. Așa. Da, eu aș dori ca să suplimentez precedenta întrebare, da. Și este vorba despre un proiect din domeniul apă și canalizare pentru circumscripția 38, foarte și foarte important. În mandatul precedent, în 2011-2014, noi am început investițiile într-un proiect cu asigurare cu apă potabilă a 26 de localități din lunga râului Prut. 4 ani de zile, actuala guvernare nu a investit niciun leu practic, înainte de electorală doar a făcut promisiuni. Noi considerăm acest proiect proiectul numărul 1 din circumscripția 38 și urmează să-l finalizăm pentru ca cetățenii din 26 de sate din raionul Hâncești, pentru că el se extinde și pe circunscripția 39, să beneficieze de apă potabilă. Acesta va fi proiectul numărul 1 în timpul guvernării noastre. Și întrebarea următoare sunt drepturile copilului. Tema este cunoscută. Am avut în colectivii pedagogici deja 4 adunări electorale și chiar la ultima de astăzi, care am discutat cu pedagogii întrebarea respectivă.
Noi vedem, desigur că, că copilul în primul rând trebuie să aibă parte de o educație de calitate și în acest sens noi considerăm că la moment, la moment, în procesul de educație sunt neglijate obligațiunile, sunt neglijate sau nu se atrage atenție la obligațiunile, eu vorbesc de obligațiuni, nu de drepturi, obligațiunile părinților în educația copilului. Ori se atestă un fenomen când practic de educație sunt responsabili doar pedagogii din școală, toate se pun pe umerii lor și toate responsabilitățile, părinții parcă, nu știu cum, și ei sunt pe, pe aceeași lungime de untă și iată, noi l-am crescut până la vârsta de școală și mai departe sunt responsabili pedagogii. Este greșită această viziune. Credem că expresia cei 7 ani de casă, ea trebuie să revină și trebuie să capete valoare și părinții, de rând cu pedagogii, trebuie să participe la educația copilului. În caz contrar, noi nu vom avea succese în acest domeniu. Domn Cozac, aș vrea doar să concretizez în privința la internatele care erau, internatele de copii, acum se discută ca ele să fie într-un fel desființate, copiii să fie prin familii, adică și totodată în școală apare altă problemă, că unul, doi copii care au probleme cu sănătatea, deci necesită mai multă atenție și în defavoarea copiilor care ar trebui învățătorul să se ocupe cu ei. Deci nu știu dacă până la capăt, vreau să aflu părerea dumneavoastră, dacă până la capăt aici drepturile unui copil se respecte, dar nu se iau în vedere drepturile celorlalți copii care au nevoie și ei de liniște sau de studii. Eu aici nu sunt de acord cu dumneavoastră. Eu cred că este foarte bine când copiii din familii defavorizate, ei sunt împreună cu ceilalți sau copiii cu disabilități, ei sunt împreună cu ceilalți. Eu cred că aceasta este un lucru foarte bun, el trebuie de continuat. Salut de asemenea și acele case de tip familial care copiii capită educație în familie. Eu cred că aceasta este ceva foarte sănătos, trebuie de susținut în continuare. Lichidarea totalmente a caselor de copii, eu cred că aici trebuiește o analiză foarte serioasă, o analiză de impact și pentru ca să fim atenți, este soarta de copil, este foarte și foarte complicat subiect. Am înțeles, domnul Cozac, poziția dumneavoastră și acum mai avem încă circa 3 minute și 30 pentru mesajul de final, dar aș vrea să, dacă e posibil, să spuneți câteva cuvinte și despre dumneavoastră, despre cum decurge campania, cu ce greutăți vă întâlniți și să vă rezervați și vreo 2 minute pentru final. E bine, toate campaniile niciodată nu decurg ușor. Ori noi avem blocul electoral acum, platforma Da și Pas, avem obiectivul să ajungem la cât mai mulți cetățeni. Noi o facem asta cu resursele cele care le avem la dispoziție, care sunt foarte modeste. Apropo, se face totul la acest capitol, eu cred că blocul electoral, platforma Da și Pas, este un exemplu pentru toți ceilalți. Resursele financiare sunt cheltuite și colectate transparent. Reieșim din posibilitățile noastre, procedeile cele mai preferate de noi, acesta este discuția cu oamenii la locul de trai. Ori noi mergem în localități și discutăm cu oamenii direct la locul de trai. Acestea sunt, vă asigur, sunt cele mai grele forme de comunicare, pentru că acolo noi ne întâlnim cu toate nevoile și nu arată așa de bine cum arată la televizor. Și cetățeanul, desigur, că acolo este cel care, în primul rând, acuză polițienii și cred că pe drept, pentru că atâta timp și nu crește nivelul de trai.
Este foarte dificil, foarte dificil, deoarece este februarie, noi la propriu venim acasă plini de glod, cu papucii plini de apă, dar într-o mare măsură suntem satisfăcuți pentru că nimic nu poate înlocui decât dialogul viu cu cetățeanul. De asemenea, noi mergem foarte mult în colective, acolo unde suntem acceptați, până ce noi nu am avut refuzuri. Unul a fost, dar credem că și acolo va fi totul bine. Discutăm nemijlocit în colectivele de muncă. Preponderent discutăm cu pedagogii. Problemele din domeniu sunt cunoscute. Apropo, iată, la acest capitol, eu aș vrea să îi aduc aminte doamnei ministru al educației, Monica Babuc, despre o declarație de a sa politică la începutul mandatului lor despre birocratizarea în educație. Practic, într-un glas, toți pedagogii afirmă că volumul de lucru ce ține de îndeplinirea a diferit orderi de seamă, hârțoaje, hârtii și așa mai departe, nu s-a dublat, s-a triplat. S-a triplat, eu repet, s-a triplat. Aceasta, într-un glas, afirmă pedagogii. Ei, dar noi ne-am deprins cu faptul că guvernarea vorbește una, dar până la urmă face alta. Eu nu am abordat aici și problema salarizării, creșterii salariilor din educație. Eu cred că Monica Babuc trebuie să meargă în colectiv și să discute la direct și o așteaptă surprize foarte și foarte neplăcute. Da, domnul Grigore, a rămas practic un minut pentru apelul către alegătorii. Formulați dumneavoastră acest apel către alegătorii dumneavoastră, cei care credeți că vă sprijină și cu ajutorul căruia să ajungeți în Parlament. Stimați alegători, obiectivele blocului electoral, acum platforma Da și Pas, sunt cunoscute. Acestea sunt reformarea justiției, acestea sunt creșterea veniturilor cetățenilor, acestea sunt servicii publice mai calitative, educație, sănătate, acestea sunt infrastructură și, desigur, că implementarea acordului de asociere. Noi suntem ferm încrezuți că noi vom reuși, dacă dumneavoastră ne-ți acorda încrederea și vă încredință. Noi discutăm foarte des despre creditul acordat guvernării pentru implementarea a diferitor reforme și constatăm eșuarea adesea. Noi considerăm că aceste reforme pot avea succes doar atunci când guvernarea va convinge cetățenii că ei sunt gata să suporte consecințele reformelor și perioada mai grea împreună cu cetățenii. Doar în acest caz vor reuși aceste reforme. Noi vă încredințăm că așa va fi. Cei care vor ajunge la guvernare, noi, blocul acum, platforma Da și Pas, noi suntem gata să suportăm consecințele și greul acelei perioade de reforme împreună cu dumneavoastră. Vă îndemnăm să votați blocul electoral acum, platforma Da și Pas. Vă mulțumim. În principiu, candidatul pe circumscripția numărul 38 Hâncești din partea blocului electoral platforma Da și Pas, Grigore Kovzac, a consumat cele 15 minute per total în această dezbatere. Cu regret, mai mult a fost așa singur, fiindcă nu a avut oponent în față, dar să sperăm că acest mesaj a ajuns principalul la alegători. Stimați telespectatori, aici punem punct dezbaterilor de astăzi, nu înainte de a vă anunța că în fiecare zi de marți, miercuri, joi și vineri, la orele 18, în acest studio în direct, sunt candidații electorali de pe circumscripțiile nominale. Mâine vom avea aici o dezbatere cu circumscripția nominală 39, se arată galbenă, este vorba de Ghenadie Buza, Partidul Democrat din Moldova, și Victor Terentie, Partidul Politic Șor. Îi așteptăm pe această cale, este o invitație suplimentară, iar dumneavoastră vă dorim să fiți în fața micilor ecrane și să ne urmăriți, să faceți
concluziile respective pentru dumneavoastră. Domnul Cobzac, vă mulțumesc că ați venit de la Hâncești la această oră târzie, în stimă pentru alegători, în stimă pentru toți cei care v-au ascultat astăzi. Și eu vă mulțumesc. Electorala 2019. Dezbateri publice.